Când crezi că nu mai poți și ești descurajat, putere nu mai ai și ești îngrijorat, ridică-ți ochii sus și cheamă-L pe Isus, că dacă nu mai poți tu, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Bine ați revenit la emisiunea Dialog pentru Tineri. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am vrea astăzi să vorbim despre lucruri care privesc pe tineri în mod deosebit, pe cei care slujesc în biserică, pe cei care se închină în biserică, prin cântare, prin poezie sau prin îndemn la rugăciune, de ce nu și prin predică sau prin orice altceva care înseamnă slujire în biserică. Pentru aceasta l-am invitat de data aceasta pe fratele David Lela. Frate David, bine ai venit la emisiunea Dialog pentru Tineri. Domnul să vă binecuvinteze, frate Vlad. Mă bucur că sunt aici, la Suceava. Și eu mă bucur că ai venit, că ți-ai făcut timp. Aș vrea pentru început, pentru ascultătorii noștri, să ne spui câteva lucruri despre tine. Mă uitam în Scriptură în multe situații și am observat acolo cuvântul "era un om". Era un om care îl slujea pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Ioan. Spunea Ioan că eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Cred că majoritatea dintre tineri, dintre frați de biserici mă cunosc ca și slujitor prin cântare, mai apoi prin cuvânt, cu ajutorul lui Dumnezeu, trecând printr-o etapă a vieții despre care vom vorbi astăzi. Prin harul lui Dumnezeu nu am eu personal prea multe de spus despre mine. M-am întâlnit cu Domnul în viață, în suferință. Până atunci n-aș fi putut să mă prea laud cu lucrurile pe care le-am făcut. Însă, în momentul în care m-am întâlnit cu Dumnezeu, aș putea să spun că cel mai frumos lucru pe care aș putea să-l spun aici despre mine este că îl am pe El. Mai mult despre El și mai puțin despre mine. Însă, așa ca și o binecuvântare pe care aș putea să o rostesc peste familia mea este că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei 8 frați pe care i-am în viață, pentru mama, pentru tata, o familie cu 9 băieți, familie binecuvântată de Dumnezeu. Toți îl slujim pe Domnul. Am trecut prin multe încercări, dar am avut și multe biruințe. Sunt al 7-lea din familie. De mic copil am iubit să laud pe Domnul. Dumnezeu a pus această lucrare în viața mea și mulțumesc Domnului că și astăzi nu pot să tac. Cât e mai greu, vremea pe care o trăim, cu atât e mai minunat să-L poți lăuda pe Domnul. Așa cum bine ai subliniat, frații te cunosc în mod deosebit pentru felul în care slujești prin cântare, dar și prin cuvânt. Și eu te cunosc la fel, tot în felul acesta. Am fost și în Ucraina împreună și în alte slujiri și ai o slujire deosebită. Vreau să începem cu ceva ani în urmă și să îmi spui la început, când ai început să cânți și ai avut, să spun așa, un oarecare succes și în biserică, ce a însemnat pentru tine muzica și cântarea? Pentru mine personal, muzica la început a însemnat un lucru de curiozitate, dragul meu frate Vlad. Pot să zic că din neamul meu, din biserica de unde vin, lucrurile au fost sub controlul lui Dumnezeu și au fost oameni care l-au slujit pe Domnul în biserica de unde vin. Am fost implicat de mic în formațiile bisericii, însă nu am avut acea întâlnire cu Dumnezeu, o întâlnire personală, o întâlnire autentică, o întâlnire profundă cu Dumnezeu și pot să spun că muzica pentru mine a însemnat doar oarecum partea aceasta emoțională, sentimentală, partea aceasta de religiozitate, de faptul că au cântat și cei dinaintea noastră, cânt și eu, fac și eu o lucrare pentru Dumnezeu, însă n-am avut o oarecare conștientizare despre ce înseamnă cu adevărat muzica. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am slujit și de mic copil îmi aduc aminte când mama era foarte doritoare ca să mă vadă cântând și lăudând pe Domnul și am ascultat de glasul mamei și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat această oportunitate să pot să o ascult și să înțeleg că peste ani acest lucru se va vedea cu rod. Muzica pentru mine a însemnat mai mult o curiozitate, mai apoi o plăcere, pot să zic. Dar asta a fost înainte de a mă întâlni cu el. Interesant, ai spus că deși nu te-ai întâlnit cu el, totuși cântai. Înseamnă că e posibil să cânți în biserică, ceilalți să vadă că tu slujești lui Dumnezeu și cu toate acestea tu să n-ai o întâlnire veritabilă cu Dumnezeu, să fie doar o plăcere, o curiozitate, o activitate pentru că ai văzut pe alții făcând lucrul acesta? Sigur, frate scump. Dragii mei, există lumea aceasta virtuală acum care este între noi și mi-aduc aminte în vremea când am început eu să cânt, atunci erau prea puține videoclipuri în lumea mass-mediei, erau mai multe formațiile din America care își puneau cântările pe DVD-uri și mergeai la cineva, poate în familie, din rudenii, să vezi un timp de închinare într-o altă țară, să poți să asculți o muzică și mai mult decât a asculta, să și vezi pe cei care cântă. Și mi-aduc aminte că inspirația pe care o aveam în acea perioadă era mai mult din lumea estetică a muzicii, nu din adâncimea spirituală, și anume pe lângă darul care Dumnezeu mi l-a dat, pentru că și cei care cântă în lume au voci, însă nu au acea parte interioară, schimbarea minții, o relație cu Dumnezeu profundă. Și noi care suntem din familii de credincioși suntem tentați în lumea aceasta virtuală, cu atâta informație care este, să nu cunoaștem esența unei închinări autentice, ci doar esteticul lucrării respective. Și aceasta pe mine m-a impresionat foarte mult, lumea aceasta mare a Americii, a Europei, să pot să devin și eu, să fac și eu ceva, adică să mă prezint cumva în lumea creștină, însă erau lucruri doar pot să spun așa, din firea aceasta. Până la urmă urmei, nu e rău să fii pregătit și muzical, profesional, să cunoști notă muzicală, să poți să-L slujești pe Dumnezeu într-o formă sau alta, însă e un pericol atunci când nu cauți oamenii lui Dumnezeu. Deși părinții au fost oamenii lui Dumnezeu și sunt, dar a fost greșeala că lucrurile au fost făcute mai mult personal, doar eu și cu mine, atât, fără să mă informez de la un frate cu experiență. Înseamnă că ai slujit în biserică, ai cântat, ai lăudat pe Dumnezeu, dar motivația nu a fost chiar cea corectă. Motivația ta a fost, din ce îmi spui tu, mai degrabă de o motivație de afirmare. Exact. În ochii celorlalți. Pentru că noi ne naștem cu asta, dragul meu. Deci noi este ca și un copil, se duce și pune una pe sobă, îi spui să nu facă aia și aia face. Deci nu putem să spunem că lucrurile astea firești sunt de la Dumnezeu și Dumnezeu le dă și trebuie să facem asta, trebuie să ne închinăm așa, trebuie să cântăm așa, trebuie să ne comportăm așa. Deci sunt lucruri noi pe care trebuie să le controlăm, pe care trebuie să le punem o graniță. Deci ai fost într-o biserică bună? Sigur. Ai avut părinți buni, un exemplu bun, frați, surori, ai cântat. Cu toate acestea, mi-aduc aminte că ascultam într-una din mărturile tale gândul care ți-a venit, dorința care ți-a venit să ieși din biserică și să cânți în lume. Cum se poate naște așa ceva, da? Ești într-o biserică bună, ai un exemplu bun, anturajul este bun, cânți, lauzi pe Dumnezeu și iată că toate acestea nu sunt suficiente. Ajungi să-ți dorești să ieși afară din biserică, să te închini nu lui Dumnezeu. Sigur, o viață duplicitară. Una este să fii în viața din biserică, adevăratul creștin trăiește ca un creștin atunci când nu-l vede nimeni sau și atunci când nu-l vede nimeni. Și Biblia spune că sunt lumea spirituală și lumea firească, care sunt două lucruri potrivnice unele altora. Luptă firia, luptă împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Noi știm că cel rău, diavolul, a fost perfecționist în închinarea din cer și a venit vremea când, după ce noi știm că a fost aruncat pe pământ, aici pe pământ el are o luptă foarte mare în ceea ce privește viețile noastre și eu cred că una dintre străzile pe care el se plimbă foarte mult astăzi este pe strada muzicii, aș putea să o numesc eu, și toți tinerii care sunt binecuvântați de Domnul cu darul de a cânta sunt năpădiți de diferite tentații și unul dintre ei am fost eu. mi-am dat seama de faptul că, neavând maturitate spirituală, neiubind cântările scrise de către părinții noștri, râdeam de ele sau glumeam pe seama lor. Am căutat foarte mult să privesc la esteticul închinării, la partea exterioară, și lucrul acesta, de fapt, a luat-o înaintea cunoașterii mele spirituale. Înainte să-L cunosc personal pe Dumnezeu, a plecat în boldul acesta al vedetismului, a fi cineva, a face ceva, a avea unele lucruri, cum ar fi muzica. Ea este frumoasă, însă dacă nu-L are pe Dumnezeu în ea, este moartă. Și a fost unul dintre tinerii, pot să spun așa, din România, care mi-a plăcut să sune bine. Și e una să sune bine și e alta să omul să știe că e Duhul Sfânt acolo în închinare. Și plecarea din biserică e de fapt o plecare mai mult nu cu trupul, ci este de fapt, ești în adunare, dar în viața ta privată ai tentații foarte mult spre o muzică lumească. Și aici e bătălia, dragii mei tineri, în viața voastră, că una este să asculți ceva în căști acasă sau în playlistul din mașină și alta este să asculți ceva în biserică. Și de multe ori mi-aduc aminte, fratele meu Vlad, că ascultam un gen de muzică acasă în viața mea privată, și când intram în biserică mă enervau ăștia când cântau cântările astea. Bă, zic, aceste cântări înapoiate, nimeni... Parcă vroiam ceva, dar de fapt muzica aia de acasă era ceva mai power, mai așa, mai... pentru firea asta, și de fapt vedeam că asta din biserică nu e așa. Și de fapt viața privată era una și viața publică de fapt era alta. E posibil să rămâi în biserică, să cânți, având în vedere că slujbele-s date online, cântările-s date pe YouTube, iată și înregistrarea noastră este dată pe YouTube, și atunci să totuși să slujești în biserică, să cânți, dar dorința ta să nu fie să-L auzi pe Dumnezeu, ci doar să sui mai sus în vizualizări și în... perspectiva celor care se uită la tine, să fii cât mai căutat, cât mai chemat, cât mai văzut, și nu să te lauzi, să te închizi lui Dumnezeu? Sigur. Te poți închina lui Dumnezeu în ceea ce privește sentimentele tale, emoțiile tale, stările tale, însă, de fapt, viața ta să fie o viață departe de Dumnezeu. Adică vedem astăzi clar acest pericol. Eu discutam cu unii tineri și chiar și cu părinții mei. Noi ne apropiem spre un final acum. Ne ducem spre venirea Domnului. Domnul e aproape să vină. Vedeți, dragii mei, când Domnul a plecat la cer, când s-a înălțat la cer, era un drag, era o lume spirituală în vremea aceea. Ucenicii erau atât de aprinși de dorul Domnului, pentru că plecase la scurt timp. Astăzi parcă creștinismul tinde foarte mult să piardă acest dor și e de fapt lumea foarte infiltrată în activitățile creștine, și cei care sunt sinceri, eu cred că duc dorul acesta după venirea lui Hristos. Și în momentul în care duci dorul după venirea lui Hristos, nu-ți mai permiți să trăiești oricum. Ei erau, și Domnul le-a zis să nu vă depărtați până nu veți fi echipați cu putere, însă ei nu s-au îndepărtat de fapt de Domnul, de fapt nu s-au îndepărtat de Ierusalim, dar spiritual ei nu s-au îndepărtat de Isus, au trăit. Astăzi este pericolul să fim doar cu inima și de fapt cu viața noastră, cu genurile de muzică, că vorbim de capitolul muzicii, să fim departe de adevăr. Adică eu mă închin Domnului, am cuvinte despre Domnul, dar de fapt cu ritmul muzical, cu trăirea mea, cu relațiile care le am, cu ceea ce pot eu promova, e de fapt din lumea celui care a fost aruncat din cer, a diavolului, care de fapt se luptă foarte mult pe latura asta în viața bisericii. Slujeai în biserică, ți-ai dorit ceva mai mult. Până unde ai ajuns cu dorința aceasta? Până unde ai mers cu ieșirea, cu dorința de a ieși din biserică și de a cânta în lume? Poți să ajungi foarte, foarte departe, poți să ajungi. Pentru că acum, dragii mei, este o asemănare oarecum între muzica lumească și muzica bisericească. Oarecum poți fenta ușor, să zic așa, unele lucruri și le poți masca. Și ca să nu suferi, dacă ești doritor și iubitor de muzică neplăcută Domnului, poți spune ușor versuri în loc de iubito, să pui versuri iubitule, adică Domnule Isus. Genurile de cântări pe care eu le ascultam, și aș vrea aici tinerii în mod special să fie atenți, erau cântări foarte asemănătoare cu cântările din biserică. Există melodia undeva, pentru că și în România la noi există muzică populară, există muzică liniștită, muzică corală, bisericească, și nu putem spune că doar un gen de muzică este plăcut lui Dumnezeu. Eu cred că felul în care exprimi prin instrumentele acelea contează foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Însă, lucrurile acestea care au venit astăzi în viața bisericii și viața tinerilor sunt lucruri parcă ieșite de sub control, aș spune eu. Și personal am văzut în viața mea această posibilitate de a te putea închina lui Dumnezeu, de fapt zis închinare a lui Dumnezeu, într-o formă în care să fie doar partea sentimentală cuprinsă, partea emoțională și de fapt o asemănare să fie foarte mult. Adică să vină unul din lume și să zică, mă, dar închinarea ta nu e diferită de a noastră din club, decât doar versurile. Tu zici de Dumnezeu, noi zicem de iubito sau de iubit. Și de fapt există o lume, dragii mei ascultători, există o lume a emoțiilor care e confundată. O să vorbim noi, probabil, într-o altă emisiune despre latura asta, confundăm emoția cu prezența lui Dumnezeu, sentimentele cu prezența lui Dumnezeu. Un om din lume care a cântat muzică rock și vine în biserică și întâlnește muzică rock, omul ăla va zice, bă, de ușoară pocăința. Da, eu aș vrea să punctez aici, Dumnezeu ne iubește și indiferent de ce gen de muzică asculți sau indiferent cine ești, indiferent de viața ta acum, fie că ești conștient dacă ești un interpret de muzică și ești conștient că ești influențat de muzica pe care o asculți din lumea unor compozitori care trăiesc o viață în păcat. Dumnezeu te poate ridica, Dumnezeu te poate ajuta, la fel ca și pe mine. Frate David, cam ce ar trebui să însemne muzica pentru un tânăr creștin cu adevărat? Dincolo de ce am înțeles deja că poate să însemne dorința de a te afișa, de a avea multe vizualizări, de a fi popular, de a fi în vogă, de a fi în top, ce ar trebui să însemne în realitate muzica pentru un copil al lui Dumnezeu? Muzica ar trebui să nu fie, să înlocuiască cuvântul. Muzica ar trebui să fie pentru biserică și pentru viața personală a unui credincios, nu pe locul întâi. Mi-aduc aminte de oamenii lui Dumnezeu din Țara Galilor și nu numai, din Anglia. Trezirile mari care veneau în urma cuvântului. Cântau coruri și atât. Nu erau solouri. Dumnezeu mișca oamenii, se trezeau oamenii în urma cuvântului și se întorceau la Dumnezeu. Astăzi este un pericol care poate oarecum să înlocuiască cuvântul și să fie multă muzică. De fapt, rugăciunea să fie înlocuită cu multă muzică sau cuvântul să fie înlocuit cu multă muzică. Pentru mine, muzica este un lucru important în prezența lui Dumnezeu, dar nu pot să mă limitez doar la atât, înțelegeți? Deci nu pot să vin la Dumnezeu și să mă limitez doar prin partea muzicală. Adică și un actor poate să ne arate că el vine înaintea lui Dumnezeu într-o muzică bine pregătită, într-o muzică bine aranjată, însă pentru mine muzica este un loc de liniște în prezența lui Dumnezeu, pe lângă faptul că eu mă lupt în rugăciune, citesc cuvântul lui Dumnezeu, caut să împlinesc Scriptura, să am o viață curată, să iubesc pe semeni, să iert, să nu țin ură pe cineva și mai apoi cântarea vine ca o confirmare, cântarea vine ca o înfrumusețare, deci nu cântarea e totul. E risc astăzi ca în unele locuri totul să fie cântare, pregătire frumoasă, dar asta n-ar trebui să înlocuiască ceea ce este cu adevărat frumos în viața creștină. Domnul să ne ajute să... Sunt și azi oricum mulți tineri care sprinși de mirajul acesta al afirmării și popularitatea îi poate birui, da? Dorința de popularitate, ce ai putea să le spui acestor tineri care au dorința asta, pentru că ai trecut pe aici, ai simțit, ai văzut, ai ajuns chiar, spuneai, să compui câteva cântări pentru lume, dar n-ai ajuns să le mai interpretezi. Ce poți să le spui acestor tineri? Vedem, dragii mei, vedem că în lumea vedetismului, în lumea actorilor, totul este îndreptat spre o lume în a face ceea ce nu îți propui tu să faci, ci ceea ce oamenii care se ocupă de tine îți spun să faci. Și de fapt totul se rezumă la o neîmplinire. În viață, omul care ajunge să trăiască duplicitar în direcția asta și să-și dorească o lume a vedetismului. Acum când zicem vedetism, ne putem referi și unul cu acordeonul poate să tindă spre vedetism, și unul cu chitara, și unul care are cântări mai duhovnicești, cântări mai, poate că sunt cântări mai din ramura asta în laudă și închinare, cântări contemporane acum apărute, care nu pot să spun că toate sunt rele, sunt cântări compuse acum în prezent, din anii 2000 încoa, cântări foarte bune, și sunt cântări din anii 90-80 care s-au descoperit că de fapt au fost luate din lume. Cântări care sunt așezate poate în unele harfe neintenționat așezate acolo, cântări care au fost luate din lume, însă omul poate greși în momentul în care el se pune pe el însuși în locul lui Dumnezeu. Atunci interpretul poate să devieze. Deci eu pot să fiu un om mândru chiar dacă cânt cântările lui Moșu Gheorghe sau al lui Mama Maria, pot să deviez. Pot să deviez, adică să am o atitudine de mândrie, să fiu un om mândru, să spun, să mă laud în mine, eu cânt cântării din harfă, ăla cântă cântării din America. Trebuie atenție și eu cred că tinerii care privesc spre partea muzicală, i-aș sfătui să nu privească totul. Dacă ești tânăr și în biserica ta e doar cântare și nu e rugăciune, acolo este un semn de întrebare. Adică cântarea este bună, însă cântarea nu trebuie să înlocuiască rugăciunea și cuvântul lui Dumnezeu care schimbă viața omului. Deci tinerii aceștia care laudă pe Dumnezeu în biserică, tinerii care au dorința să afirme, tinerii care vor să fie văzuți, nu sunt neapărat tineri răi, exact, sau tineri exact. Intenționați care vor rău. Când îi văd tineri așa cu daruri, eu mi-aduc aminte, uneori eram, nu pot să spun că atacat, dar de multe ori eram așa atras, mi se trăgea câte un semnal de alarmă prin câte un frate vârstnic care avea dreptate, dar atitudinea prin care venea la mine uneori mă deranja. Însă ei ne-au iubit părinții și ne iubesc și ne vor binele părinții noștri spirituali din biserici. Însă uneori noi greșim ca și interpreți, pentru că când vrem să facem ceva, nu ne place să rămânem la partea asta duhovnicească doar, ci vrem foarte mult să naștem unele lucruri care de fapt sunt născute în noi. Și revin la ceea ce spuneai, când văd tineri care sunt talentați, mă bucur că pot să-i pun pe lista mea de rugăciune. Mă rog și pentru asta, când îl văd pe internet cum cântă, mai suntem tentați uneori să judecăm, așa, când vedem unele persoane care cântă într-un mod cum nu ne place nouă. Eu am ales un lucru, să mă rog pentru acei oameni. Să mă rog, Doamne, binecuvântă-i, Doamne, îndură-te de ei, Doamne, ajută această familie, această persoană tânără. Și soluția care este și frumusețea este că poate și din el vrea Dumnezeu să facă o mărturie și vrea prin el să schimbe pe alții, așa cum a schimbat și pe mine. Vorbești de schimbare, cum ar putea un tânăr care a căzut, să spunem, din punctul nostru de vedere al bisericii, în sensul în care nu mai cântă în biserică, a fost prins de mirajul lumii și cântă afară din biserică. Știm că sunt tineri, sunt copii ai bisericii care acum sunt și populari, deci iată că și-au împlinit visul. Dar cu ce cost? Pentru câțiva ani. Trec ani, îmbătrânesc, vin alții la rând și ei rămân undeva în uitare. Cum ar putea un astfel de om să se mai ridice? Sau mai poate să ridice? Sau e căzut pe întotdeauna? Dumnezeu îl poate ridica. La Ioan 1,9 spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Deci un pas ar fi mărturisirea păcatelor. Există șansă, da. Există șansa de acel om, adică sunt foarte mulți care s-au întors la Dumnezeu din lume, adică au cântat în lume și de fapt au întors biserica în lume, adică un cântăreț, dacă vine din lume, să zic așa, nu a fost înainte în biserică și se pocăie, se întoarce la Domnul, schimbă mintea, adică ajunge să fie să aibă o viață schimbată. Însă pe latura asta a muzicii, el nu schimbă lucrurile, adică cântă tot în genul acela de ritm, de parte muzicală, însă Lucrul acesta poate să aducă o infectare bisericii, însă există și persoanele care au plecat din biserică și acum poate că cântă în lumea aceasta. Eu am întâlnit odată o situație, cântam la o căsătorie și în timp ce cântam, la început cântam cred că cântarea Când nu mai poți tu, poate el, și mi-aduc aminte că la ușa restaurantului erau doi bărbați așa îmbrăcați bine, se uitau și lăcrimau. Și cineva mi-a spus de acolo, zice, știi cine sunt ăștia de aici? Zice, sunt de la nunta de după perete, era un restaurant mai mare cu câteva sale, cu câteva încăperi pentru nuntă. Era în acea zi o altă nuntă și era o nuntă din lume. Și erau cântăreții care ori veni să cânte la nunta aia, dar ori ajuns mai repede și ori montat sculele și ori auzit cântând despre Domnul la nunta asta. Și plângeau. Și cineva îmi spunea că, zice, ăștia au fost credincioși, dar, zice, acum cântă la nunți în lume. Și Dumnezeu îi cerceta. În timp ce auzeau cântarea, erau cercetați. Eu cred că pentru toți care sunt plecați există șansă, dar trebuie o decizie foarte puternică. În primul rând, degeaba mă mărturisesc dacă nu-mi doresc să mă las. Aici ce să fie o dorință puternică. Și eu cred că mulți dintre ei au o neîmplinire. E o neîmplinire acolo ascunsă. Neîmplinirea care poate veni chiar din lipsa aprecierii celor din biserică, nu? Sigur, deci ei care sunt plecați în lume și au fost cândva în biserică, au plecat din neîmplinire. Am întâlnit o situație odată, eu am plecat, zice, din biserica mea de la țară, că, zice, m-au lovit în mine. Și asta e o altă problemă care nu discutăm acum, dar eu iubesc pe toți cei care poate au venit la mine mai cu brutalitate și, bă, frate, nu-i bună cântarea asta, cântă alta, parcă ești nu știu cine, sau ritmul ăsta parcă de nu știu unde. Și felul în care te duci, eu aș prefera, pentru, să spun cuvântul a prefera, și aș recomanda ca biserica și noi, cei din biserică, să avem o atitudine față de oamenii ăștia de a-i ajuta. Nu e de ajuns doar să spunem că cântă acolo, faci aia și eu fac ceva bun. Ar trebui să fim o mână întinsă la Petru în valuri. Oamenii ăștia, mulți dintre ei sunt poate plecați în lume din neîmplinire. Nu că au plecat că e mai fain sau așa. Poate că au avut diferite conflicte în biserică, poate au avut conflicte cu părinții lor, poate au avut relații frânte, poate cineva a zis, bă, mă duc și cânt în lume, că oricum în biserică nu mai pune nimeni să cânt. Dar oamenii ăștia ar trebui ajutați. Bineînțeles, sunt situații în care omul nu se mai lasă ajutat, dar există șanse de întoarcere. Eu așa zic că există. Dumnezeu a pus oameni, sunt păstori binecuvântați de Dumnezeu în România, sunt biserici binecuvântate cu oameni al lui Dumnezeu care sunt chemați de Domnul pentru asta, să ridice acești oameni. Dar trebuie un curaj mare. Important e că se poate. Da. Se poate să te ridici și dacă se poate înseamnă că toți cei care ne ascultă și sunt în situația aceasta pot și ei se ridice. Amin. Și le dorim să poată să facă lucrul acesta. Cam care ar fi costurile în decursul vieții în urma unei decizii în acestea de a părăsi biserica? Pentru că la început, dacă ne uităm chiar și la fiul risipitor, îi mergea bine. A plecat de acasă, au luat banii, petreceri, prieteni, se simțea bine, probabil că zicea, ce alegere bună am făcut-o, uite-te și tu, toate lucrurile merg de minune. Probabil mulți dintre cei care au plecat din biserică cântă undeva acum, au oarecare succes, unii sunt mediatizați. Probabil că zic ei, ce grozav suntem, care e prețul, poate nu așa de vizibil, pe care îl plătesc oamenii ăștia. David spunea, zice, mi se topez oasele de gemetele mele necurmate, că și zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Deci există o topire a oaselor, a interiorului, există o apăsare care mai devreme sau mai târziu omul acela o va întâlni. O va întâlni. Poate că acum e bine, și îmi spunea cineva la un moment dat când slujeam într-o biserică, zice, pe mine nu mă manipulez cu predicile astea și cu muzica asta. Oarecum, mulți dintre ei sunt vulnerabili în prezentul actual și au atitudine de respingere. Dar sunt alții care cântă în lume sau sunt plecați în lume și trăiesc cu starea aia că știu că nu-i bine ceea ce fac. Și eu cred că cea mai mare consecință care poate să fie a unui astfel de om este pierderea mântuirii, adică cea mai mare rană pe care o pot avea în viața asta este că să am consecința asta că nu știu când plec și De aceea trebuie și, cum o zice cineva, zice, mă duc în lume când Domnul i-a zis la mama că oricum o să mă întorc la pocăință și sau fac eu ceva în lume sau nu neapărat doar pe latura muzicii, ci în orice domeniu. Am viața asta duplicitară că oricum m-am avut o prorocie cândva sau tata că Domnul mă va îndura și pe mine și mă va aștepta. Dar nu trebuie luat așa lucrurile. Astăzi dacă auziți glasul, astăzi dacă simți părerea de rău, oprește-te din a mai cânta, oprește-te din a mai vorbi ce nu trebuie, oprește-te din a mai avea visele astea. Pentru că dacă ai fost crescută sau crescut într-o familie bună, ca și cântăreț, ca și băiat frumos, ca și fată binecuvântată, rugăciunile mamei te urmăresc și eu cred că trebuie oprire. Opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, nu? Consecința frumos, fratele meu, Vlad, ce ai spus acum. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, mii de fani, dacă și-ar pierde liniștea sufletească, dacă și-ar pierde, de fapt, aici. Dacă îl pierzi pe Dumnezeu. Un secret al întoarcerii mele la Domnul. Și întoarcerea asta continuă. Nu dacă sunt aici la RV, e o întoarcere așa sus și ascultătorii sunt jos. Nu. Dar un secret al întoarcerii la Domnul și în a te maturiza în privința asta este că ai liniște, ai pace. Am urcat aici la voi cu pacea în inimă, cu liniște, cu... dacă consecința e neliniștea, eu cred că valoarea și ceea ce îți dă trăirea cu Dumnezeu e liniștea. Să fii înconjurat de fan și să fii singur. Da, să te asculte o lume întreagă, dar să nu te mai asculte Dumnezeu. Exact. Să fii în jurul tău bucurie și tu să fii adânc, în depresie chiar. Și ce trist e să cânți duhovnicești. Deci și aici aș vrea să spun că, în general, problema depărtării de Dumnezeu e în ambele categorii. Ce dureros este să cânți bine, să cânți bine, cântări interpretate bine, spiritual, duhovnicesc, să ai o viață, să ai oameni duhovnicești pe lângă tine, să ai, în special, muzica, că de asta vorbim, și ce dureros este să n-ai o viață trăită cu Dumnezeu duhovnicească. Asta e strigător la cer. E dureros și când omul, muzica este firească și este ieșită de sub orice control, pentru că noi trebuie să fim controlați, să vorbim despre asta, adică nu putem să mergem cu mașina necontrolată pe drum, nu putem să mâncăm necontrolat, nu putem să... și lista poate continua. Așa este și aici. Și este foarte important ca să ai viața aia cu Dumnezeu în interior, că atunci muzica, purtarea mea, prietenii mei, relațiile mele, visele mele, nu o vor mai lua la vale. Dacă sunt cu Dumnezeu, tot ceea ce fac va fi cu liniște, cu pace și din Dumnezeu. David, ai amintit de cântarea aceasta, Când nu mai poți tu, poate el, știu că poate e pe nepregătite, dar ai putea să interpretezi o strofă și un refren din cântarea aceasta pentru cei care ne ascultă? Slavă Domnului! Poate cineva ne ascultă și prin cântarea aceasta Dumnezeu ridică. Slavă Domnului! Când crezi că nu mai poți și ești descurajat, putere nu mai ai și ești îngrijorat, ridică-ți ochii sus și cheamă-L pe Isus, că dacă nu mai poți tu, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Să nu uităm lucrul ăsta, că Dumnezeu poate. Merită să-i sujești lui Dumnezeu. Da. Aș vrea, fratele meu David, să te adresezi celor care ne ascultă în încheiere, să le dai câteva gânduri din inima ta către inima lor cu privire la cântare, la muzică, la slujire. Pentru că poate cineva care ne ascultă nu slujește prin cântare, dar orice slujire poate fi făcută cu alte scopuri decât cele pentru Dumnezeu. Orice slujire. Dar cu precădere, având în vedere că ai o chemare deosebită să cânti, să-L lauzi pe Dumnezeu. Câteva gânduri pentru cei care ne ascultă. Îmi spun și mie și vă spun și vouă, cântați cu maximă sinceritate. Cântați cu maximă sinceritate și ceea ce cântați să fie să fie ca și cum aș putea să spun daul vostru să fie da și noul vostru să fie nu. Adică dacă eu îmi permit să spun că această cântare este compusă de mine, așa să fie. Adică nu e inspirată melodia din lume și cuvintele sunt din Psalmul 23. Fiți sinceri în ceea ce compuneți, în ceea ce ascultați, în ceea ce faceți. Verificați de dragul lui Dumnezeu, doriți-vă ca să fiți oameni prin muzica pe care o aduceți, nu doar și prin versuri. Eram într-o situație în viața mea aici, când cântam la un moment dat într-un spital și persoana de acolo, când m-a văzut că intru cu chitara în mână, au zis, mie nu-mi cântați cântări de la voi, de la biserică. Și eu m-am gândit, de ce zice asta? Și mi-am adus aminte că ăștia din lume au o părere greșită despre biserică, că cam cântă cântării dezechilibrate. Ce vreau să spun prin asta este că tot ceea ce faceți, dragii mei tineri, în domeniul muzicii, să fie din inima cerului. Atunci când vei face tot ceea ce faci, când cânți din repertoriul cerului, când cânți cântări care te înalță către Dumnezeu, să te înalțe, cântările să te înalțe către Dumnezeu și să fie cântări care să simtă cei din lume că sunt cercetați, nu doar emoțional și sentimental, să spună, da, ce trebuie să fac? Și cântarea trebuie să aibă scopul ăsta, da, după cântarea asta simt că trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Cântați în așa fel încât cântarea voastră să întoarcă pe oameni nu la voi și să le dați autografe. Cântarea să întoarcă pe oameni la Dumnezeul vostru, nu la voi. Îmi pare rău că ani de zile am pierdut cântând și oamenii veneau la mine. Ce frumos ești, ce frumos ai cântat. Da? Nu e rău asta. Complimentele astea sunt mai bune să ți le spună soția și copiii. Dar prea multe complimente pentru noi și prea puține complimente pentru cer și pentru Tatăl, Fiul, cum zicea bunicul meu, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Faceți pentru El tot ceea ce faceți și veți fi oamenii. Și trăiți, chiar dacă ceea ce cere biserica și Dumnezeu și frații unde slujiți, e mai frumos, sună mai frumos cântarea din lume. În felul ei. Dar frumusețea spirituală care ți-o dă cântarea din biserică nu o poate înlocui. Mulțumesc, frate David, și să reținem că poți cânta în biserică, poți avea un anturaj bun, poți cânta cântările potrivite, să sune potrivit și cu toate acestea inima ta să nu fie acolo și inima ta la un moment dat să te tragă afară din biserică, să ajungi să cânți pentru lume, să cazi, dar să reținem și ceea ce se spune aici și sublinia, fratele David, că cu o hotărâre puternică, cu oamenii potriviți pe care Dumnezeu ți-i scoate în cale, poți să te ridici oriunde, oricât de jos ai fi căzut, poți să te ridici și Dumnezeu te poate pune pe stângă și Dumnezeu să ne ajute pe toți să rămânem credincioși Dumnezeului care ne-a mântuit. Fiți binecuvântați de Domnul care a creat cerul și pământul. Amin.